Yo, ce fac băieții și bine ați venit la un nou pack opening pe canal. Astăzi deschidem noul 90 Plus Prime Toti Food Birthday Trophy Titan Icon SBC. Team of the Season este aici. Ai link în descriere către MMO EXP pentru cele mai bune prețuri la coins. Și ai parte de o extra reducere dacă folosești codul OVI la checkout. Și dacă vrei să cumperi articole sportive, casual și lifestyle de cea mai bună calitate, argol.com/ro. Linkul este în descriere. Ai acolo 10% reducere cu codul OVI la checkout. Hai, tati pe ele, avem niște pachetele aici. Le deschidem frumos pe toate de la stânga la dreapta. Premium Silver, bineînțeles că nu ne interesează acest Silver atât de mult. Încă un Premium Silver. De ce pari entuziasmat la Premium Silver, Oviț? De ce? Nu mai e ca în anii trecuți când se întâmpla o dată la 1000 de pachete. Să vezi, nu la 1000, cred că la 10.000 de pachete, să vezi o bombă dintre aia, un icon. Nu s-a mai întâmplat în anii aceștia. Bă, cam multe gold pack-uri, cred că astea s-au strâns de la drafturi. Cred că s-au strâns de la drafturi. Bam, brazilian, a plecat. Și știi ce aș vrea să fac totuși? Aș vrea să fac și un 81 plus Bundesliga. Ia stai. Fac și un 81 plus dacă e disponibil la SBC și ar trebui să fim și noi, ar trebui să avem și Fodărică. Unde ești? Da, ăsta. Ia vezi, tati. 85, hai să-l facem rapid pe ăsta. A few moments later. E gata, 81 cu 11 Bundesliga în el. Să-l deschidem și pe ăsta. Haide, tati, frumos. Cu toți, se știe. Trebuie să fie un toți aici. Trebuie să fie... Oh, un ultimate. Ce văd aici? Nu e ultimate loan. 18, 81 plus Bundesliga. Toți. Oh, ce el mare. Ce el mare e portar. Mai stăm la timp 80 în el. 85 summer. Of. Small rare mixed. A plecat. Apropo, spuneți-mi și voi... Ce ați primit voi bombiță de ultimul timp? Care e cel mai bun? Dacă ar fi să alegi doar unul. Bineînțeles, dacă au fost doi jucători bombă care te-au picat, lasă comentarii mai jos și spune-mi. Pleacă următorul gold pack. Non-rare. Trecem prin ele. Ca prin brânză super rapid. Nu știi cum. De unde sare, iepurile? De unde sare? Next. S-a dus și ăsta. Nu era albastru. L-am văzut, nu era albastru. Smith Rowe. Ok. Ăsta e bun. Uneori la draft, pentru că acea poziție de mijlocaș stânga, mai ales când ești pe Premier League, mă, poate să fie problematică și dacă te lungești spre sfârșitul draftului și nu ți-a picat, e zis să rămână și pentru un Smith Rowe în legătură cu chemistry-ul. Te coafează foarte frumos. Gol, ce mai avem pe aici? Ultimate loan player? Ena. Dinamo Kiev, ok. Și care e ultimul loan-ul? E gold oare? No, nu pot să mai dai ei de-astea acum. Trebuie să fie măcar un team of the season ăla. Small Electrum Players Pack. Unul rar. Ah, oh, silver. Frumusețe pe felie. 12 pachete. Până, de fapt, 11 până ajungem la... Deci am vrut să zic Food Birthday. Băi, poate știu ceva. Poate pică un Food Birthday de acolo. Uite, pe Road to Glory, prima dată când a apărut acest SBC, mi-a picat acel Prime Cantona. Multă lume spune, băi, și Cantona la base, slab card anul acesta. Pentru mine a fost un card bun, pe Road to Glory. Am jucat foarte mult 4-3-2-1 și pe Cantona l-am pus RKM. Era mare acolo, ne apăram bine cu el și după aia când punea piciorul pe minge, 5 stele la skill moves, puternic, puțină viteză, speed boost. Și acum mi-a picat Prime-ul și e și mai bine. Se potrivește de minune cu ce avem noi acolo. Încă un small rare gold players pack. Pleacă la băieți! Și acum mă gândesc... Cine să vină la Icon? Cine n-ar coafa pe noi aici? Nici nu îndrăznesc să visez la Ronaldo. Nici nu îndrăznesc să visez la Ronaldo. Ar fi ceva... Next level. 81 plus, to rare go players pack s-a dus. Fodor acolo. Anglia. Nu cred că era... Jamie Vardy, nu zicem, nu, 85 și 83 dintr-un 81 plus e întotdeauna decent. Rare Mixed Players Pack, 5 pachetele rămase. Haide, tat. Ma, stai puțin că mai am la Liga, mai am ceva ce încă nu e în pachete acum, Team of the Season, pe alea nu o să le deschid. Portu, Tac, Suarez, Faravelli. Pleacă și ei. Bang. 8 Ligan. Oh, Small Prime. L-am deschis pe ăsta și după aia facem un... Stats reveal, bineînțeles, facem like în un stats reveal. Small Prime Gold Players, s-a dus și ăsta. Bam, 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 bam.
Nu vine și ne pregătim de Stats Reveal. Ne pregătim de Stats Reveal pentru aicănașul nostru. Hai să vină ceva frumos. Hai, tati. Fii atent. 90 plus Prime Totti Food Birthday Trophy Titan Icon Pack. Dăm așa. A plecat. A plecat. Ce flare o fi acolo, Dumnezeule. I-am dat skip. Hai cu ceva bun. Pam. Mergem puțin peste astea, să vedem dacă m-am dus bine. Nu e așa. Physical 73. Ce poate să fie? E atacant? Atacant ceva. Da, care defending foarte slab. Greșin 74. E forward, ia vezi. Dribbling 85. Nu e chiar bun la dribbling. Passing 76. Shooting 89. Bro, n-arată chiar atât de bine. Pace-ul e ok, dar n-arată atât de bine. Cine să fie oare? E prime. Oh, nu! Nu. Big L. Henrik Larsson. Ne-au îngropat ei prin 94, mă îngroapă și pe mine acum un card. 37 de goluri în 106 convocări pentru Suedia. Finesha Team Player Chip Shot. Costă pe market 75.000 de coins. Big L, din păcate, băieți. Sincer, sper că voi ați avut mai mult noroc din acest SBC. Bă, pupoviță, și ne vedem în clipul următoare. Pa, pa!